Salutare, oameni buni, și bine ați venit la al doilea episod din pronosticul EA Sports. Astăzi avem un meci foarte interesant, meciul între CFR Cluj și Universitatea Craiova din prima ligă a României. Meciul se dispută de seară de la ora 8 și putem spune că se joacă chiar cu titlul pe masă, deoarece dacă CFR va câștiga această partidă, dar cred că și acest clasament este adus la zi, deși nu sunt foarte sigur. Nu este adus la zi, dar este aproape. Ideea este că sunt 6 puncte între cele două echipe, însă dacă Craiova câștigă această partidă, va reintra în lupta la titlu și practic CFR încă nu a câștigat absolut nimic. Însă dacă CFR câștigă partida, nu cred că mai avem vreun dubiu despre cine este campion acestei ediții de Liga 1. Vedem și echipa celor de la CFR Arlauschi, se poartă în apărare Camora, Burcă, Vinicius, Manea, la mijloc Djokovic, Bordeanu, Itu, în atac Omrani, Diac și Costache. Acesta este primul 11 ales de către cei de la ei. Probabil este și cel mai bun acel de la CFR care îl pot utiliza în prima ligă a României. Acum și primul 11 celor de la Craiova, în poartă Piscitelli, apărare Vlădoiu, Bălașa, Cosici și Bancu, capitanul echipei. La mijloc Mateu, Dan Mistor și Cicăldău, iar în atac avem pe Mihailă, Nițu și Ivan. Da, merge totul bine. Vedem și echipele și să înceapă partida. Tati din nou, Camora pentru Bordeanu. Deanu, Omrani, Djokovic, poate fi cu CFR, Itu, șut foarte, foarte slab. Filia Cili respinge balonul. Djokovic, Vinicius, Camora și în continuare nicio ocazie, un singur șut pe poartă, singur șut de fapt pe această partidă, până în momentul de față. Vedem acum Djokovic. Banda stângă centrează, este centrare bună, însă Ciosic este acolo, Itu, în fața porții Omrani și este gol! CFR scrie pentru 1-0, minutul 37, deși n-au prea avut ocazia, au mai avut un șut foarte slab, al lui Itu cred că a fost, însă uite Omrani aici, nu este închis bine de Bălașa, Bălașa cred că a fost, da, nu este deloc închis bine, iar scrie un șut destul de ușor. N-a fost ușor puternic, însă nici n-a fost nevoie, era chiar în fața porții. Și facem 1-0 pentru CFR Cluj, Bilel Omrani. N-a scris așa de multe goluri acest sezon, însă și-a ajutat echipa să ajungă pe prima poziție a ligii întâi, asta este clar. Vedem răspunsul celor de la Craiova. Costache, Camora, Djokovic, poate fi de o ocazie pentru CFR, șutează Itu în blocaj. Și va fi corner pentru CFR pe final de primă repriză în șutul lui Itu. Am avut până acum două ratări. Oh, a fost un șut foarte, foarte rău al lui Itu acolo. Nici o șansă să prindă spațiul porții. Este bine că a primit un corner CFR. Și cred că îl va executa Omrani. Văd că vine, l-a primit Diac, că nu mă șel. Da, el este. Centrează Diac și Burcă peste poartă. Peste poartă Burcă. Ocazie foarte bună pentru CFR ratată și 4 ocazii al CFR și era liber cu poarta lângă el, s-a dat peste. Jucătorul venit la FC Botoșani, la CFR Cluj, prestație bună în acest sezon, partea înapoi și este final de primă repriză, această pasă înapoi poate a fost o greșeală, putea continua ocazia, însă este final de primă repriză, 1-0 pentru CFR. Începe a doua repriză între CFR și Universitatea Craiova. Craiova trebuie să trezească, deoarece în prima repriză a fost 4-0 la șuturi pentru CFR, care a ieșit și un gol, însă Craiova 0 șuturi, 0 ocazie, aș putea spune, chiar nu s-au apropiat de poarta lui Arlauschi. Poate în această fază, să vedem, aproape că este balonul, însă o prinde Mihailă, Burcă respinge și nu se întâmplă nimic, vine Mateiu din spate, triplează Mateiu, șut pe lângă poartă. O primă ocazie pentru Craiova, a început foarte bun de repriză în secundă. Un șut destul de bun al lui Mateiu, însă nu poate pune probleme lui Arlauschi, deoarece n-a prins spațiul porții. La CFR intră Hoban în locul lui Itu, vede și centrala lui Omrani. Pic la cei spate, da, și Ceaca intră în locul lui Mateiu. Fost jucător de la FCSB, Ceaca.
Urcă Camora. Djokovic cu șutul pe lângă poartă. Nu știu ce pe spațiu porții până acum în a doua repriză. Numai din nou acest șut al lui Djokovic. Va Chaka. Colici, Nistor. Continuă acest atac. Cicăldău, Mihăilă. Banc cu banda stângă. Întoarce foarte bine mingea. Centrează dintr-un Nistor cu capul, dar mult pe lângă poartă. Atac bun, dar mult pe lângă poartă. N-avea nicio șansă cu capul în acea poziție Nistor. Mai și final de partidă, 1-0 pentru CFR, un rezultat corect, mi se pare, care este pozitiv să se întâmple și de seară. Vedem și de la Craiova, supărați vreau și să fie și de seară dacă vor pierde împotriva CFR, un meci foarte prost făcând de cei de la Craiova. Un meci de ce spre slabă făcut și de la CFR, însă ei măcar au reușit să înscrie. O repriză slabă făcută de ambele echipe, repriza a doua, niciun șut pe poartă nu am văzut. În prima repriză am văzut câteva șuturi pe poartă de la CFR, însă cam atât. Acesta a fost și această partidă, al doilea episod din pronosticul EA Sports. Mulțumesc că ați urmărit partida, vă lăsați să vedeți și statisticile de la final și după aceea încheiem episodul. La revedere!